Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Emisiune realizată cu sprijinul Arcadia, spitale și centre medicale. Infecția tractului urinar constituie o problemă frecvent întâlnită, în special în rândul femeilor. Ea poate fi ușor trecută cu vederea, nereprezentând o boală gravă dacă este tratată la timp. Despre importanța prezentării la medic încă de la primele semne și care sunt acestea, ne detaliază astăzi invitatul meu, domnul dr. Răzvan Bobeică, medic specialist urologie, colaborator Spitalul Arcadia din Iași. Domnule doctor, bună seara și bine ați venit la noi în platou! Bună seara și bine v-am găsit! E un subiect interesant, subiectul pe care ați ales să-l discutăm în această seară. Într-adevăr, tocmai de aceea vă mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc pentru invitație. Ați acceptat invitația. Este un subiect într-adevăr interesant și un subiect des întâlnit în discuțiile dintre noi și o patologie foarte des întâlnită. E o patologie, după cum spuneam, des întâlnită, mai ales în partea feminină a populației. Sunt studii făcute de-a lungul timpului care au arătat că în viața unei femei, cam 50 sau 60% dintre doamne vor face pe parcursul vieții o infecție de tract urinar. Tocmai de asta. Iată că avem ce discuta. Exact, vom vorbi și despre recurența acestor infecții, despre cauzele de apariție, vorbim bineînțeles și despre tratament, despre importanța unui tratament instituit la timp și corect. Exact. Vom detalia aceste aspecte. Haideți să vedem pentru început cum se definesc, domnule doctor, infecțiile tractului urinar. Ca și definiție. Păi, în primul și în primul rând, cred că ar trebui să prezentăm că aceste infecții de tract urinar sunt produse de către bacterii. Sunt anumite bacterii care pătrund la nivelul vezicii urinare și se multiplică, asta determinând o colonizare a mucoasei vezicii urinare și o apariție a simptomelor. Simptome care pot fi de foarte multe feluri, în schimb, pacientul simte pentru prima oară o senzație imperioasă de a urina. O urinare mult mai deasă decât înainte, o usturime la urinare, poate observa în primele zile și o schimbare a urinii, mă refer aici la culoarea ei, la mirosul ei, dar și la cantitatea ei. Suntem cu toții obișnuiți în momentul în care se manifestă senzația de a urina, de să eliminăm o cantitate semnificativă de urină. În momentul apariției unei infecții de tract urinar, această cantitate de urină se limitează, apare mai mult senzația. Deci, în primul rând, pacientul simte în permanență o nevoie de a urina, o nevoie imperioasă de a merge la toaletă. Și asta deranjează. În principiu, cred că asta aduce prima și prima oară senzația asta de urgență în urinare, precum și usturimile urinare. Toate aceste simptome pot merge mult mai departe odată cu avansarea acestei infecții. Putem ajunge la o urină foarte tulbure, o urină foarte urât mirositoare și în anumite cazuri, cum ar fi cistitele hemoragice, chiar la urinări cu sânge. Astea sunt cazuri un pic mai dificile, un cazuri un pic mai grave și în mod clar sunt cazuri care aduc pacientele și pacienții la medic. Așadar avem o clasificare? Există mai multe tipuri de infecții? Există, desigur, mai multe tipuri. Ele pot fi infecții urinare complicate și necomplicate și infecții urinare joase și înalte. Ca și infecții urinare joase, aici cred că în primul rând ar trebui să detaliem ceea ce înseamnă. Vom împărți anatomic sistemul urinar. Sistemul urinar în sine este compus din rinichi, din uretere, care sunt cele două canale de deversare a urinii la nivelul vezicii urinare, vezică urinară, uretră, iar ca și parte masculină asociată pot fi organele genitale externe și prostată. Infecțiile urinare joase, în genere, sunt categorisite de către uretrite și cistite. Este exact ceea ce vă explicam un pic mai devreme, sunt colonizările bacteriene ale mucoasei, ale acestui țesut, care învelește într-adevăr vezica urinară și uretra și, în principiu, sunt cele mai frecvent întâlnite. Aceste cistite le întâlnim în cabinetele noastre în mod foarte, foarte, foarte frecvent. Cistitele simple care se manifestau exact cum am detaliat puțin mai devreme, sunt exact simptomele primare, ele sunt întâlnite în aceste cistite.
Uretritele, de asemenea, aduc o serie întreagă de pacienți la spital, la fel, fiind destul de neplăcute. Dacă discutăm despre infecțiile urinare înalte, aici vom discuta în primul rând despre pielonefrită. Pielonefrita se definește printr-o infecție urinară escaladată, da? Care trece de la nivelul vezicii urinare, ascendent, până la nivelul ureterelor și a rinichiului. Este o contaminare și o impregnare bacteriană a parenchimului renal și o infectare a acestuia. Pielonefritele sunt patologii, sunt infecții complicate care sunt pic mai dificile pentru pacient. Sunt în genere infecțiile care aduc pacientul în urgență la spital, pentru că simptomatologia, în afară de, cum am explicat, simptomele primare, se poate manifesta cu sindrom febril, dureri lombare bilaterale, intoleranță digestivă importantă, o stare generală mult influențată, precum și o degradare importantă a tablourilor paraclinice. Dar pacientul, în principiu, ajunge foarte repede, datorită stării generale alterate și a sindromului febril. Ajunge în spitale și în cabinete. Chiar voiam să vă întreb despre acest lucru, despre diferența, este foarte bine că ați atins acest lucru, între cistită și pielonefrită. În afară de localizare, înțelegem că diferă și simptomele, exact, care îl trimit pe pacient simptomele la diferă medic. Foarte, simptomele nu că diferă, sunt simptome similare, doar că în pielonefrită sunt simptome adăugate. Există o barieră antireflux a vezicii urinare care împiedică migrarea urinii de la nivelul vezicii către uretere și ascendent în sistemul pielocalcial, în rinichi. Odată trecut de această barieră și odată contaminat uroteliul, impregnarea microbiană și bacteriană la nivelul parenchimului devine mult mai agresivă și dă niște simptome mult mai puternice. În genere, infecțiile urinare netratate, ignorate, infecții recurente, infecții tratate fără un consult prealabil, tratamente medicamentoase luate, hai să spunem, ca în popor, după ureche, după un sfat, pot duce la infecții netratate corespunzător și pot determina pe parcurs pielonefrite. Aceste pielonefrite trebuie foarte bine diagnosticate și trebuie în primul rând tratate și luate de către pacient și tratate cu un foarte mare interes, pentru că ele pot lăsa sechele, pot determina complicații importante și eu cred că ar trebui adresarea pentru a nu ajunge la aceste riscuri. Iată. Adică pacientul se expune. Pot fi evitate. Exact. Noi români avem în genere, și probabil că multe alte popoare au în genere, tendința de se autotrata. Discutăm, domnule doctor, într-adevăr, exact, și în această seară despre o patologie care se pretează acestui autotratament, din păcate. Exact. Este o simplă, o banală infecție urinară, tratez acasă. Exact. De-a lungul timpului, infecțiile simple, cistitele simple, necomplicate, puteau fi tratate, erau descrise în cărțile noastre că puteau fi tratate și fără o urocultură prealabilă sau fără niște analize specifice prealabile, printr-un tratament antibiotic empiric cu un spectru foarte larg, pe o perioadă de 3-5 zile, cu o ameliorare a simptomelor și, în primul rând, fără ca pacientul să depună un foarte mare efort. Problema ar fi că în România, de-a lungul anilor, sau cel puțin în anii post-decembriști, la noi consumul de antibiotice a suferit o foarte mare exacerbare. Și automat, din acest consum de antibiotice, noi am dezvoltat o rezistență la foarte multe dintre ele. Pacientul român ia foarte mult antibiotic, foarte mult antibiotic luat după recomandarea unui vecin, după recomandarea proprie, să spunem așa, este o automedicație și automat dezvoltăm o rezistență. O rezistență care ne împiedică pe noi să tratăm corect o infecție urinară. Scăpăm într-adevăr de simptomele primare, dar nu vom scăpa de germenul în sine. El va persista și asta ne va da recurență, asta ne va da nouă, ne va determina de fapt o nouă reapariție a simptomelor și poate odată cu reapariția lor, o exacerbare a lor. Aceasta ar putea să fie și o cauză de recurență, cum ați spus? Da, ar putea fi. Ar putea fi. Aici cu recurența, cred că vom intra un pic și în partea de prevenție.
pentru a preveni, în primul și în primul rând, pentru a trata și a preveni, în primul rând. Infecțiile de tract urinar ar trebui, în primul și în primul rând, respectate niște reguli, niște norme, în primul și în primul rând, poate igienodietetice. Și, într-adevăr, și un tratament țintit, un tratament efectuat corect, dar aici o să detaliem un pic în partea în care o să încercăm să explicăm cum se diagnostichează corect o infecție de tract urinar. Aș vrea acum să vă întreb care ar fi factorii de risc sau cauzele ce duc la apariția infecției urinare. Exact. În primul și în primul rând, sunt factorii igienodietetici. În ultimii ani avem un aport lichidian, fiecare pacient care intră în cabinet și se confruntă cu infecție de tract urinar, la întrebarea simplă, cam cât lichid consumați pe 24 de ore, răspunsul este undeva până în 500 de mililitri, poate până la un litru. Lucrul ăsta este total greșit și e un lucru care favorizează extrem de mult. Bacterii la nivelul tractului urinar vor exista. Un aport lichidian crescut și tot felul de reclame la televizor cu un aport lichidian de minim 2 litri pe zi e un lucru foarte, foarte important. Cu cât avem un aport lichidian mai important, cu atât vom avea o diureză mult mai bună, rinichii noștri vor produce mult mai multă urină și automat vom spăla mult mai bine tractul urinar, vom elimina toate toxinele și vom elimina toate aceste bacteriurii și vom preveni apariția unei infecții de tract urinar. Pot apărea în perioade de imunosupresie. Și nu vorbim aici neapărat de pacienți imunosupresați cu patologii cronice sau post-transplant. Discutăm aici, este pur și simplu, mai ales pe perioada sezonului rece, sunt perioade multiple de imunosupresie, sunt perioade în care pacienții au un aport de vitamine mult mai scăzut. Adică, în primul rând, vitamina D, vitamina C nu există neapărat pe perioada sezonului rece și cred că pacientul ar trebui să aibă un aport. Un aport important de antioxidanți. Asta ne-ar lipsi. Există, într-adevăr, și niște reguli aici de igienă proprie. Femeile, spuneam ceva mai devreme, sunt mult mai predispuse la a face o infecție de tract urinar și asta datorită unor cauze anatomice. Uretra femeii este mult mai scurtă decât uretra masculină. Așa suntem anatomic concepuți. Iar poziționarea în regiunea perianală asigură o contaminare cu floră digestivă, da? Cu floră din tubul digestiv și, în genere, cu bacteria E. coli, asigură o contaminare foarte frecventă. În primul rând, ar trebui o igienă riguroasă. Ar trebui un aport lichidian important. Există și anumiți factori zilnici. Și aici mă refer mai mult la partea de femei, pentru că aceste infecții de tract urinar apar foarte des. La bărbat apar mult mai rar, tocmai datorită șansei mult mai mici de contaminare, datorată lungimii uretrei bărbatului. În perioada ciclului menstrual se recomandă înlocuirea tamponului de câteva ori pe zi. El asigură un mediu de cultură important care poate determina o infecție de tract urinar. Urinările după contactul sexual, pentru că în timpul contactului sexual se poate produce o contaminare cu floră digestivă din regiunea perianală a uretrei feminine. Se spune că, și se demonstrează de fapt, că tractul urinar este steril, adică vezică urinară și uretră, în afară de treimea externă a uretrei feminine. Ea poate fi contaminată și poate contamina la rândul ei ascendent, determinând aceste cistite și aceste contaminări bacteriene ale vezicii urinare. Dați câți factori de risc și câte cauze de apariție sunt? Da, și poate ați fost scurt în expunerea acestora. Sunt pentru o banală, așa cum spuneam, infecție urinară, ce poate părea banală. Aș vrea, domnule doctor, să vedem acum și aceste simptome despre care ne povesteați, detaliate pe secțe. Cum se manifestă la femei? Se manifestă în principiu, la bărbați. În funcție de patologie, se manifestă cam la fel. Se manifestă prin urinări frecvente, se manifestă prin usturii micționale, se manifestă prin un simptom algic la nivelul abdomenului, da? Deci apare o durere la nivelul abdomenului inferior, apare senzația imperioasă de a urina,
apare schimbarea la culoare și miros a urinii, iar în cazurile ceva mai complicate poate apărea sindromul febril, greață, vărsături, iar în cele ascendente, spuneam mai devreme, durerile lombare. La bărbat, într-adevăr, lucrurile sunt ceva mai complicate, pentru că o infecție de tract urinar la un bărbat în general nu se întâmplă absolut din senin. Ele pot fi uretrite la bărbat, pot fi prostatite, pentru că există această glandă în plus, și ori hepididimite. Pot apărea la bărbat, din păcate, secundar unui contact sexual neprotejat, care se cam întâmplă în ultimii ani în România și avem o patologie extinsă în cabinetele noastre. Sunt foarte mulți pacienți care se prezintă pentru așa ceva. Apare la bărbați, mai ales după vârsta de 50 de ani, odată cu apariția adenomului de prostată, adenom de prostată care poate determina o golire incompletă a vezicii urinare și automat un rezidiu vezical important. Asta înseamnă o cantitate de urină restantă la nivelul vezicii urinare după actul micțional. Această cantitate de urină, dacă stagnează în exces, se poate suprainfecta și poate determina la rândul ei aceste orhiepididimite, aceste prostatite sau adenomite la pacienții cu adenom de prostată. De asemenea, litiază renală. Litiază renală este clar un factor infecțios. Ea poate determina și poate fi determinată la rândul ei de către infecțiile de tract urinar. Aici e o discuție un pic mai amplă. Infecțiile de tract urinar pot apărea și la pacienții cu malformații congenitale. Da? Discutam un pic mai devreme despre refluxul vezico-ureteral, că în mod normal urina de la nivelul vezicii urinare, anatomic, nu migrează niciodată la nivelul ureterelor și mai sus la rinichi. Există, în schimb, malformații congenitale care permit acest lucru. Această valvă, acest mecanism antireflux nu funcționează și automat în timpul actului micțional sau chiar și în momentele în care avem o cantitate mai mare de urină la nivelul vezicii urinare, această urină migrează, stagnează și poate determina la rândul ei pielonefrite și infecții ceva mai neplăcute pentru pacienții noștri. Adică nu ieșim un pic din sfera infecțiilor simple și infecțiilor de zi de zi cu care pacienții noștri se întâlnesc și intrăm un pic în sfera pacienților cu probleme ceva mai grave care necesită uneori chiar și internare și tratament injectabil. Un lucru suplimentar pentru importanța, iată, adresabilității din timp la medic, deoarece tratăm pacientul și nu boala. Afecțiunile pot fi diferite în funcție de fiecare pacient, în funcție de patologiile acestuia adăugate. Domnule doctor, din experiența dumneavoastră, așa stând lucrurile, când se prezintă pacientul de obicei la medic și totodată când ar trebui sau când ar fi recomandat să se prezinte? Din experiența proprie, se prezintă la primul episod recidivant. În genere, primul episod, fiecare îl tratează, după cum spuneam, după ureche sau din farmacie. Primul episod, fiecare merge în farmacie, își cumpără, sau fiecare. N-aș vrea să generalizez, poate există persoane, sau există, de fapt, persoane care se prezintă din prima la medic. Dar, în genere, primul episod, fiecare îl tratează direct în farmacie, cumpărând un antibiotic, luând o perioadă mai scurtă sau mai lungă, sau procurându-și un adjuvant. Sunt o serie întreagă de adjuvanți pe piață și sunt o serie întreagă de reclame, care pot fi luați mai bine sau mai rău. În genere, se prezintă la medic în momentul în care simptomele devin din ce în ce mai agresive sau devin foarte trenante. Discutam noi despre rezistența antibioticelor. Pot merge eu ca pacient la farmacie să-mi recomand singur sau să-mi recomande cineva un antibiotic, îl pot lua, dar asta nu-mi garantează că el va avea un efect sau că el va steriliza urina. Pentru că pot avea probabilitatea ca eu să am rezistență la acel antibiotic. Tocmai de asta spun că pacientul trebuie să ajungă la medic. O infecție de tract urinar trebuie diagnosticată corect. Avem nevoie de un sumar de urină și o urocultură. Având o urocultură, vom avea o antibiogramă. Vom ști exact ce germen ne produce nouă această infecție de tract urinar și ce antibiotic ne ajută.
Astfel nu vom lua, exact. Nu vom administra un antibiotic după ureche. Nu are sens, spuneam, din punctul meu de vedere, să faci experimente cu organismul tău, pentru că până la urma urmei tot va trebui să ajungi să faci o urocultură, să faci un sumar de urină și să urmezi într-adevăr un tratament corect care să-ți rezolve problema. Corect însemnând, îmi cer scuze că v-am întrerupt, și respectând durata tratamentului, exact, și nu văzând, exact, că poate simptomele dispar chiar după prima sau a doua zi. În genere, simptomele trebuie... chiar dispar după prima sau a doua zi, pacientul se simte mult mai bine și automat simțindu-se mult mai bine, renunță la tratament. Noi renunțăm la tratament, într-adevăr simptomele dispar, dar vor dispare pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp. Pacientul va lua două zile de antibiotic, să spunem, va consuma multe lichide în perioada respectivă, pentru că în sine tratamentul infecției de tract urinar nu este comprimatul de antibiotic, ci urina impregnată cu antibiotic care spală tractul urinar. Așa că noi ne sfătuim pacienții și iarăși ajungem la discuția cu mult lichid. Pacienții trebuie și populația în general trebuie să consume mult lichid, minim 2 litri pe zi. Asta ne ajută pe noi și asta îl ajută pe pacient să-și rezolve problema și să scape de această infecție de tract urinar. Deci, el trebuie să ajungă în cabinet, trebuie în primul rând consultat clinic, trebuie să poarte o discuție cu medicul curant, trebuie să făcute niște analize, trebuie luat sumarul de urină, urocultura, ar trebui făcută o ecografie a sistemului urinar, ar trebui văzut dacă pacientul face febră, dacă pacientul are o urină hematică, dacă e urină foarte tulbure, dacă domnule doctor, necesită și altceva. Îmi cer scuze că vă întrerup. Aș vrea, după o scurtă pauză de publicitate, să aflăm practic cum, sigur, se pune diagnosticul, sigur, lucruri despre care am început deja să vorbim. Revenim imediat. Sigur.